om simplu călătorea pe un drum de țară în tovărășia unui preot. Vorbind ei de una de alta, omul și-a arătat o nedumerire. Cuvioase părinte, nu pot înțelege cum în Sfânta Treime sunt trei persoane care formează una singură. Cum de Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt trei persoane unite, nedespărțite, dar fără a se amesteca una cu cealaltă. Fiul meu, îi răspunse cu răbdare preotul, sunt și lucruri mai presus de gândirea noastră păcătoasă. Însă ceea ce spui nu este atât de greu de priceput. Să privim, de exemplu, soarele. Să zicem că sfera de foc ce dăinuiește acolo de veacuri este Tatăl. Apoi să spunem că lumina care ne vine de la soare este Fiul, Iisus Hristos, ce a venit să ne lumineze viața și să ne scape de păcate. Apoi căldura care vine tot de la soare pentru a ne încălzi, să zicem că ar fi Sfântul Duh, care cu dragostea sa ne încălzește mereu sufletele înghețate de răutate. Vezi tu, fiul meu, soarele cu lumina și cu căldura lui nu sunt unul și același lucru. Și cu toate astea, cele trei rămân diferite când vorbim despre fiecare. La fel și în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt unul și același Dumnezeu, căruia noi, credincioșii, ne închinăm. Omul, ca și toate celelalte vietăți și lucruri, este creat de Dumnezeu din iubirea sa infinită. Dar omul este doar o creatură și înțelepciunea sau puterile sale nici nu pot fi comparate cu cele ale Domnului. Însă oamenii mândri păcătuiesc îndrăznind să creadă că nimic nu este mai presus de ei și că toate, mai devreme sau mai târziu, le sunt accesibile. Omul credincios știe însă că nu mintea și nici puterea, ci doar iubirea le poate cuprinde pe toate.